Noul sezon al diviziei C, Sportul Vișna Nou, îl va avea ca antrenor pe profesorul Laurențiu Urâtu, un tehnician care a mai lucrat la această echipă. Oficialul formației din Vișina, Adrian Rafailă, a confirmat numirea antrenorului Laurențiu Urâtu pe banca tehnică. Laurențiu, ne-am înțeles ieri și contractul poate să se închidă și într-o săptămână, și în două, și într-un an, și într-o lună, și în doi ani. Fiecare își face... Cum îți așterni așa domn, nu? El știe foarte bine ce are de făcut, a mai fost la Vișina, îl cunoaște pe domnul Savu, mă cunosc foarte bine cu el, suntem colegi, deci n-avem decât să ne punem la treabă, timpul deja a început să se scurteze, dar avem obiectiv ca și până acum Liga 3-a. Sperăm să fie un lot tânăr, încercăm de data asta să facem un lot din tineri, dacă putem să-i numim și pe ăștia de 24 de ani tineri, să le dăm șanse să joace. Competiția le oferă șansa asta. Vedem că deocamdată nu se știu serii, nu se știu echipe, nu se știe absolut nimic. E fotbalul, cred că trece până cea mai grea perioadă de până acum. Reunirea lotului este programată pentru vineri de la ora 10, urmând ca săptămâna viitoare sportul să plece într-un stagiu de pregătire.